10 ianuarie, ora 21, 11 ianuarie, aceeași oră. Este perioada de valabilitate a codului galben de ninsori moderate cantitativ și local viscolite. Aria ninsorilor se va extinde dinspre extremitatea sud-estică și va cuprinde treptat jumătatea de est a țării. În cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, în zona Carpaților de Curbură și temporar în Dobrogea, vor fi ninsori moderate cantitativ, iar vântul va avea intensificări cu viteză de 50-60 de km la oră, viscolind și spulberând zăpada. Un alt cod valabil la noi în țară, de data aceasta portocaliu, arată că noaptea de marți spre miercuri și în prima parte a zilei de miercuri, în județele Călăraș, Ialomița, Brăila, Buzău și Vrancea, temporar viscolul va fi puternic, viteza vântului va atinge 70-80 de km la oră, troienind zăpada și reducând vizibilitatea sub 50 de metri. În perioada următoare, Administrația Națională de Meteorologie va emite noi mesaje privind evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice periculoase.